Mircea Cărtărescu, de altfel, pe coperta a patra am ales două texte. Unul al lui Borges, care vorbește despre universalitatea lui Kafka, și altul de Mircea Cărtărescu, care vorbește despre răbdarea pe care trebuie să o aibă cititorul. Cititorul care este cititorul lui Kafka. Aș vrea să vă spun un cuvânt și despre traducerea lui Mircea Ivănescu. Pe o clapă am pus un text de Hermann Hesse, care Hermann Hesse spune că un text celebru, opera lui Kafka nu ține nici de tratate religioase, metafizice sau morale. Opera lui Kafka înseamnă texte poetice. Mircea Ivănescu a fost un mare poet traducător sau un mare traducător poet. Ei s-au întâlnit în această poezie. Vă mulțumim!